principesa Ana de Bourbon Parma era catolică și l-a înfuriat pe papa, chiar și așa regina Ana, chiar dacă n-a fost însoțită la altar decât de un unchi care era penticostal, dacă nu mă înșel, a acceptat această căsătorie ortodoxă. Mai departe și-a botezat cele 5 fiice, dar și nepoții, pe toți ortodoxi, și i-a învățat ce înseamnă valorile acestei credințe a poporului român. Iar în ultima perioadă a vieții majestății sale, știu că i-a fost alături înalt preasfințitul Iosif, care, dacă nu mă înșel, este cel mai înalt prelat al Bisericii Ortodoxe din Occident, dacă da. Nu mă înșel, da?